Salutare dragilor și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti niște delicioase brioșe, simple și foarte pufoase. Sunt ideale pentru micul dejun sau pentru atunci când aveți poftă de ceva dulce. Eu vă invit să rămâneți cu mine până la final pentru a vedea toate ingredientele și modul de preparare. Înainte de a începe cu rețeta, eu vă invit să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o și dacă vă plac rețetele mele. Și puteți activa clopoțelul pentru a vă anunța de fiecare dată când voi posta o rețetă nouă. Pentru brioșele noastre vom avea nevoie de 380 de grame de făină albă normală, 230 de grame de zahăr, 250 de ml de lapte, 150 de ml de ulei de floarea soarelui, 3 ouă mari, mai avem nevoie de coaja rasă de la o lămâie, 5 ml de esență de vanilie, 15 grame de praf de copt și un praf de sare. Vom pune într-un bol încăpător laptele, după aceea și zahărul și le vom bate cu ajutorul unui mixer sau cu ajutorul unui tel până când zahărul este bine dizolvat. Când zahărul s-a dizolvat complet, vom începe să adăugăm puțin câte puțin uleiul. În continuare vom adăuga esența de vanilie. Coaja rasă de lămâie și praful de sare. Vom bate încă puțin pentru a le incorpora. În timp ce mixăm, vom adăuga și cele 3 ouă. Vom bate încă puțin până când ouăle sunt bine încorporate. Acum, peste compoziția anterioară, vom cerne făina puțin câte puțin. Vom adăuga și praful de copt. După ce am cernut o parte din făină, o vom încorpora cu ajutorul unui tel. Și vom face același procedeu până când făina este toată cernută și încorporată. Am terminat de încorporat făina, vă voi arăta acum cum trebuie să arate compoziția noastră, ce consistență trebuie să aibă. Putem comprova cu ajutorul telului, ridicăm din compoziție și ea va cade ca o fâșie în jos. Aceasta este consistența ideală pentru brioșele noastre. Acum acoperim bolul cu folie alimentară și îl vom duce la frigider pentru aproximativ o oră. Așa compoziția se va răci și brioșele noastre vor crește foarte frumos în timpul coacerii. După o oră scoatem compoziția de la frigider. După cum vedeți, eu am pregătit și formele, am pus și capsulele de hârtie în interior, iar acum vom începe să le umplem. Dacă nu aveți forme de brioșe,
puteți căuta în supermarketuri dacă găsiți aceste forme de aluminiu. Sunt foarte practice și adevărul este că sunt și foarte ieftine. Eu le voi umple cu ajutorul unei linguri de înghețată pentru că este mult mai ușor, dar dacă nu aveți, le puteți umple cu ajutorul unei linguri mai mari. Vom umple formele noastre în așa fel încât să lăsăm un pic de spațiu pentru a putea crește frumos în timpul coacerii. Vom încălzi și cuptorul la 230-240 de grade la început, după care, în momentul în care vom introduce brioșele la cuptor, vom coborî temperatura la 200 de grade. După ce am umplut toate formele, le vom pune un pic de zahăr tos pe deasupra, dacă vă place, dacă nu, le puteți lăsa pur și simplu așa. Acum vom pune brioșele la cuptor pentru 15-20 de minute, depinzând de fiecare cuptor. Când le vedeți că sunt rumene pe deasupra, puteți proba cu o scobitoare și dacă scobitoarea este curată, înseamnă că sunt gata. Eu după 20 de minute am scos brioșele de la cuptor, iată ce bine arată, s-au rumenit foarte frumos, au și crescut foarte bine. Acum le voi lăsa cam 5 minute în tavă pentru a se răci un pic, după care le voi scoate pe un grătar. Le voi lăsa aici pe grătar pentru a se răci complet. Uitați, vă voi arăta una, vedeți ce bine a crescut. Are o cupă foarte frumoasă și mai ales crocantă datorită zahărului. Acum că s-au răcit brioșele noastre, haideți să deschidem una să vedem cum este și în interior. Îi voi scoate prima dată hârtia, după cum vedeți se scoate foarte ușor. După cum puteți observa, brioșele sunt bine rumenite și la bază. Acum o voi rupe pur și simplu pe jumătate. Și iată ce bine arată și în interior, este foarte pufoasă, fragedă și miros extraordinar de bine. După cum ați văzut, sunt foarte ușor de făcut aceste brioșe și mai ales sunt delicioase. Sunt ideale pentru micul dejun. Le puteți consuma cu cafea, cu un pahar de lapte sau cu ce vă place mai mult. Vă invit să pregătiți și voi aceste delicioase brioșe. Puteți să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți dacă v-a plăcut rețeta și cum v-au ieșit brioșele. Dragi prieteni, până aici rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și dacă este așa, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Nu uita să activați și clopoțelul pentru a vă anunța de fiecare dată când postez o rețetă nouă. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizită și sprijin. Aveți grijă de voi și pe curând la o nouă rețetă!